Salutare dragi prieteni și bine v-am găsit la un nou episod de Farming Simulator 2019. După cum v-am obișnuit astăzi, suntem aici la baza noastră și avem toate utilajele parcate pe aici landala. Bine, dacă s-a landala înseamnă că nu sunt parcate, dar în fine, să trecem noi peste chestia asta, pentru că în episodul de astăzi mergem la recoltat de orz. Avem pe terenul 26 și terenul 13 și 17 avem orz. Fața este în felul următor, că eu am vândut aceste terenuri, știți că înainte aveam terenul 23, 22, 21 și 22 și 20. Și le-am vândut pentru a lua terenul 26 în arendă. De fapt, nu în arendă, îl cumpăr, pentru că dacă era în arendă, oricum, în fine, știți voi. Faza e în felul următor, ca să iau acest teren îmi mai trebuie bani, am 200.000 și mie mai trebuie mult mai mult, îmi trebuie, stați că vă zic acum câte mai trebuie, 24.000 mai trebuie, așa că îi voi împrumuta și voi cumpăra acest teren pe care îl vom lucra împreună și prima dată este să iau această combină care, bineînțeles, pornește foarte greu și să mergem cu ea la acel teren, la terenul 26, care chiar nu știu exact unde este. Este undeva în spatele nostru, ia să vedem. Ah, cred că este aici aproape. În fine, sper să dăm gata terenul în acest episod, pentru că vreau să luăm cât mai repede profitul. Pentru că ziceam eu că în acest episod poate voi vinde, e bineînțeles că nu voi vinde, vreau să strâng mult mai mult. Pentru că m-am gândit și mai bine voi da comandă de un camion care va veni și îmi va lua comanda, decât să mă duc eu cu tractorașul meu și să vând puțin câte puțin. Deci chiar nu are logică. Pentru că aș consuma mult mai multă motorină, vă ziceam și în episodul trecut, că nu vreau să pierd acei bani. Bun, mergem cu combina noastră aici la terenul 26, ziceam că este. Și îl punem pe bătaie. Pentru că vrem să scoatem ceva. Bine, aș putea să fac și paie. Deci nici nu știu ce să fac. Aș putea să fac și paie, dar deocamdată nu vreau să fac paie pentru că implică alte costuri și mă gândeam la costuri pentru balotieră, costuri pentru multe alte chestii. Mergem și cu vectorul, chiar dacă am zis eu că sunt nemulțumit de el și că nu-mi place cum se mișcă, mergem și cu vectorul. Aseară am stat foarte mult, stăteam în pat și mă gândeam ce să fac cu acest vector. Are într-adevăr buncărul mult mai mare și este mult mai arătoasă decât cealaltă combină, doar că mă dezamăgește puțin la modul ei de lucru. Și nu știu exact cum să răspund la această dezamăgire pe care mi-o produce. Și m-am gândit și am zis că să-i mai acord o șansă, să vedem ce face pe terenul 26, cum se descurcă și poate totul este bine și ne vom înțelege și vom avea un parteneriat îndelungat. Dar din ce văd eu pe aici, nu prea se întâmplă chestia asta. Pentru că, după cum vedeți, lucrător automat o dă în baltă rău. Adică unde îl trimit eu și unde vrea el să se ducă. O să merg eu până în capăt cu el și să vedem, poate îl păcălesc să... Ia să vedem acum dacă îi dau H. Nu, n-are nicio treabă. Deci pur și simplu, el o ia undeva în stânga, nu știu ce vede în stânga. Poate îi place mai mult în stânga. Ah, și s-a și blocat, bineînțeles. Sau nu s-a blocat. Da, în fine, nu înțeleg care este ideea cu această combină. Se mai blochează, se mai înfundă. Are foarte mari probleme, de aceea am zis că o dau. Este o țeapă și o recunosc. Chiar mi-am luat o țeapă cu această combină.
Dar știți bine că nu avem ce face, mergem tot înainte. Asta este, mai ia lumea țepe, nu ca mine, dar se mai iau țepe. Așa că continuăm. Cred că voi pune pe verticală să meargă combina. Ar fi mult mai ok și probabil nu s-ar mai chinui atât de mult. Poate face și ea ceva corect și drept. Da, și după cum vă spuneam, nu am mai vândut progresul. Nu am mai vândut ce am făcut în episodul următor, ce am recoltat, pentru că am zis că vreau mai mult. Vom chema un camion și după aceea vor veni progresele de la sine. Bineînțeles că m-am gândit să instalez și o fermă cu animale, dar până atunci mai durează, pentru că încă nu avem suficienți bani pentru așa ceva. Uite că aici se pare că merge optim. Aici se mișcă bine. Aici chiar se mișcă bine. Ține cursul drept și asta îmi place. Vedem întoarcerea cum o să fie. Ajutorul ce are un rezervor plin de cereale. Bun, bun, bun. Deci s-au umplut cu cereale. Hai să-l luăm pe micuțul, că avem aici un micuț. Nu prea poate el să facă față, dar îl luăm pe el pentru că, na. Celelalte au fost omorâte pe teren la arat și le înțelegem și le mai dăm puțin răgaz. Mergem repede cu tractorașul acesta pentru că la ăsta vedeți că avem și rezervă de motorină, dacă nu vă vine să credeți, avem rezervă de motorină și găleată cu care să punem. Nu este niciun fel de problemă. Așa că ăsta este mai practic. Este și mai micuț, vitezoman, așa cum îl știți, 32 de km pe oră, eu zic că se descurcă. Nu știu la întoarcere cum va fi când va fi plin, dar sper eu să ne descurcăm. Mai avem nevoie de o pompă de motorină în bază, dar nu știu cum să fac rost de ea, trebuie să mă informez, să vorbesc cu prietenii, să mă ajute cu o pompă de motorină, pentru că nu este chiar atât de ușor pe cum consideram eu. Ba, este mult mai greu decât am crezut, așa că trebuie să fac niște demersuri și să văd ce pot să fac să aduc o pompă în bază la noi și să fie alimentată cam o dată la 2 săptămâni, cam atât avem noi nevoie de motorină. Înseamnă că consumăm destul de multă motorină, stăteam și mă gândeam acum, chiar se consumă destul de multă dacă stau să mă gândesc așa. Având în vedere că avem nevoie la 2 săptămâni, se consumă destul de multă. Bun. Să luăm și terenul 13. L-am putea cumpăra și terenul 13, doar că costă mult mai mult. Costă 325.000. 325.000. Ei bine, noi nu avem acești bani în momentul de față, decât dacă vom vinde terenul 26 plus progresul de pe terenul 26. Ce mai avem noi de făcut? Poate am mai cumpărat un teren, poate 23, care costă 88.000, să mă împrumut de 88.000. Bine, nu m-aș împrumuta. Uite, noi avem și terenul 32, care este tot al nostru. Asta este cu totul. Am înțeles. Hai să mă uit după ceva animale, grajduri pentru animale, să vedem ce ne convine, pentru că vreau să investesc în animale și deocamdată nu știu în ce fel de grajd pentru animale aș putea investi. Uite, și acesta este pentru vaci, dar nici nu știu dacă e neapărat pentru vaci. Acesta știu sigur că e pentru vaci. Padoc pentru cai. Uite, acesta este pentru vaci. Deci noi avem aici deja ceva pentru vaci. Înseamnă că am putea să cumpărăm văcuțe de aici din fermă de la noi. Ia să vedem, merge. Funcționește. Asta ce e cu el? E pentru apă sau pentru ce? Posibil să fie pentru apă. În fine,
Până mă învăț și eu care e chestia cu ferma pe aici, pe la noi, mai durează puțin. Da, s-ar putea de aici să ne putem noi cumpăra vacile, dar nu-mi dau seama cum. Oare de aici? Nu. A, de aici le putem cumpăra. Păi, avem 1000, am putea să cumpărăm niște văcuțe. Să cumpărăm niște văcuțe acum direct, dar n-avem nici paie, n-avem nimic. Ar fi o investiție, dar uite mă că avem. Uite că avem de ăsta de motorină, dar e săracul, e terminat. Nici nu cred că e funcțional. Ia să vedem cu tractorașul sau cu Dacia. Hai că vin cu Dacia. Tractoarele mi este foarte greu să le pornesc, așa că am pornit Dacia mai degrabă. Da, e funcțional, mă. N-am crezut că e funcțional. Bun, mergem și cu Dacia la teren, pentru că, na, trebuie să fie și șeful la toată distracția de pe teren. Trebuie să văd eu cu ochii mei ce se întâmplă. Nu mereu am încredere în ceea ce fac angajații mei și trebuie să fiu pe teren să văd ce și cum se întâmplă. Bun, mergem cu Dacia frumușel. 80 și ceva de kilometri la oră. Nu e mult, dar nici puțin. Văd că ai noștri colegi se înțeleg foarte bine. Ia să oprim motorul. După cum vedeți, am și niște boxe șmechere aici pe spate. Nu știu dacă le-ați văzut. Uitați-le, am dat 300 de lei pe ele. Și chiar îmi place cum se aude. Chiar îmi place cum se aude. Astea din față sunt cele vechi, dar cele din spate am dat 300 de lei pe ele și se aude bombă. Așa că dacă vreți și voi să vă cumpărați, nu uitați să-mi dați un mesaj în privat și vă voi da aceste boxe. Se pare că combina noastră se umple cam repede. Și vom mai avea nevoie de ceva, nu știu... Nu știu dacă de combine mă vom mai avea nevoie, cât vom mai avea nevoie de ceva utilaje, dar nu știu de care. În fine, cred că o să-l pun să facă și paie. Hai să-l punem să facă și paie. Pentru că vreau să facă și paie. Vreau să-l pun să facă și paie pentru că avem nevoie. Dar nu mai știu cum era. A, gata. Acum o să facă și paie. O să înceapă să curgă paiele fix acum. Așa, perfect. Începe să curgă paiele, așa că noi o să avem nevoie de balotieră cât mai repede. Ia să lăsăm și noi tractorul așa aici. Sper să nu încurcăm. Hai să lăsăm și noi plugul ăsta pe undeva. Plugurile deocamdată nu avem nevoie de ele pentru că nu avem un teren al nostru decât 26, dar 26 este ca și cum nu ar fi al nostru pentru că știm sigur că l-am luat doar ca să recoltăm de pe el. Bun, lăsăm plugul aici și să vedem de o balotieră. Dacă vom avea bani, dacă nu vom avea, vom împrumuta, dar sigur nu am bani, așa că ajungem la împrumut mai mult ca sigur. Așa, avem această remorcă cu autoload pentru baloți, care este 4000. Interesantă, interesantă și sincer zic, dar rămâne de văzut sau să o luăm. Aș lua-o, că pare destul de simpatică și are și autoload, deci încă un motiv în plus. Da, da, e numai pentru baloți rotunzi, parcă. Și ea este... Da, avem niște balotiere pe aici. Cât este asta? 110. Balotiera asta este 110. Uite, asta este 12.000, dar trebuie 115 cai putere. Un John Deere. Am putea să-l luăm. Doar că, uite, iar e 25, doar că n-avem atâția bani. Hai să o luăm pe asta de 25, pentru că
Nu mai avem mult de împrumutat, împrumutăm repede niște bănuți. Am împrumutat 30. Și hai să o cumpărăm pentru că avem nevoie de mare. Am zis că vrem să facem baloți, facem baloți, nu-i problemă. Hai să o dăm cu roșu. Ce modificări mai sunt pe aici? Hai să o punem așa. În fine, dăm cumpără 25.700. Ah. Chiar a fost scumpă, dar n-avem ce face, mergem să o ridicăm. Hai să mergem pe aici pentru că este mult mai aproape. Și mergem să ridicăm balotiera și ne apucăm de făcut baloți. Poate vom cumpăra și animale, nu știu, văd că începem deja să ne băgăm în datorii grozav de bine, dar nu avem ce face. Ca să evoluăm la o astfel de fermă, avem nevoie de bani și băncile sunt cea mai bună soluție la început. Așa că asta fac și eu acum. Mă duc să împrumut bani de la bancă. Aș fi putut să o iau și tot înainte, dar am zis că mă mai plimb puțin cu tractorașul ăsta. Și așa nu sunt ele chiar atât de obosite, dar dacă ar fi să fie așa, uite, combina deja iarăși s-a umplut. Are un rezervor plin de cereale, păi nu mai durează mult și iar trebuie să mă duc să o descarc. Deci clar, n-am ce să fac cu ea. Dar se mișcă bine, lucrează foarte bine, doar că se umple, are bunkerul mic. Și na. Trebuie să mai lucrez la chestia asta cu combinele, pentru că mi-a luat acea țeapă mare cu țeapă mare și imensă cu acea combină vector. Nu sunt mulțumit de ea. Dar n-am ce să fac. N-am ce să fac. Dacă o dau acum, automat o voi dau la un preț mult mai mic și va trebui să cad și să fiu pe minus. Și nu ne dorim asta. Bun. Ajungem de îndată cu balotiera în bază. Bineînțeles că acum o voi lua pe scurtătură pentru că nu am chef să mai stau după nu știu ce mașini în trafic și așa mai departe. Ia să se opresc și să mă duc să-l golesc pe domnul. Uite că și ăsta s-a umplut. Hai mă, tractoraș. Hai că facem treabă împreună. Ar trebui să opresc vectorul. Ar trebui să-l opresc pentru că și așa vectorul trebuie oprit mai mult ca sigur. Chiar asta o să fac, că las să ajungă până în capăt și-l opresc. Pentru că chiar nu mai avem nevoie de el. Vreau să facem paie și va veni combina respectivă să facă paie. Dacă noi de vector nu mai... Bă, da, telefonul ăsta nu mă lasă deloc. Fix când filmez, fix atunci îmi dă mesaje și în faza e că nu e vina lui, e vina mea că uit să-l dau pe mut. Și face zgomot. Ia să vedem, se umple. Cred că mai mult ca sigur se va umple remorca pentru că nu am atât de mult capacitate de stocare. Dar, na, aia e. Tractorașul ăsta sper să aibă putere să-l ducă. Pentru că și așa e el prea... Hai mă că duce. Duce fără probleme ăsta micu, ia uite. Rupe. Ia să vedem, mai are combina ceva în ea? Da, mai are. Mai are vectorul, deci trebuie să mai venim. Ia să o dau deoparte. Pentru că nu vreau să încurce. Și trebuie să mai venim. Nu e nicio problemă, o să mai venim.
Și vedem ce facem, vedem ce e de făcut. De n-am zis în episodul ăsta, vedem, pentru că încă nu sunt sigur, nu am banii necesari, combina, uite, uitați-vă și voi ce combina am. PC-ul a început să ia razna, nu știu din ce cauză. Da. Ăștia încep să-mi dea mesaje pe Facebook și eu n-am cum să le răspund. Hai că cam asta a fost pentru acest episod. Mai am și alte treburi și am zis că dacă tot am intrat pe farming, să fac un episod mic. Așa că astăzi avem doar 20 de minute și data viitoare poate terminăm și noi treburile pe aici și vom face mai mult conținut. Mulțumesc pentru vizualizare, nu uitați să dați și voi un like, să vă strângeți acolo cât mai mulți pe grupul Fanii Jocului Farming Simulator și să jucați cu modurile mele cât mai mult. Vă mulțumesc pentru vizualizare și noi ne vedem data viitoare.